Bine v-am regăsit! Să știți că ne bucurăm că vedem din nou imagini din emisiunea atât de favorită, Duminica prin țară. Am ajuns la Vața. Vața este în județul Hunedoara. Știți cântecelul acela cu în județul Hunedoara. În județul Hunedoara, într-adevăr, sunt multe obiective frumoase, iar la Vața, aici unde am ajuns, sunt atât de multe lucruri de prezentat încât n-aș vrea să vorbesc foarte mult. Să știți că avem aici tot ceea ce înseamnă turism și ce turism, avem producători, avem tradiții, avem locuri frumoase și mai ales oameni atât de frumoși. Așadar, o nouă ediție, Duminica prin țară, în județul Hunedoara, la Vața. Unde putem găsi o parte din producătorii locali? Bineînțeles, în piață. Care piață? Piața din Vața. O să mergem în piață să vedem ce producători găsim acolo, ce produse au ei și să stăm de vorbă cu fiecare dintre ei. Sunt sigur că fiecare are o poveste. Și în plus de asta, sigur, tuturor ne place să mâncăm sănătos și bine. Producătorii asta fac. Vă dau produse sănătoase. Domnul primar, piața. Ne-am văzut acum vreo 2 ani, 2 ani și ceva, când abia era la început. Cum a evoluat piața de vineri în comuna Vața? A evoluat foarte bine. Ne bucurăm că din ce în ce mai mulți producători vin să-și vândă marfa la piața din Vața. Deja este o piață care este cunoscută, este singura piață din nord-vestul județului Hunedoara, care este o piață funcțională și, după cum vedeți, avem o hală frumoasă făcută prin afier. Am și dotat-o anul acesta cu aparate de aer condiționat. Deci au toate condițiile. Au toate condițiile și pe timp de iarnă să poată să-și vândă produsele. Am ajuns și în zona de brânzeturi. Aici avem din lapte de vacă. Vedeți, asta a mai rămas. A fost o zi în care doamna, cum vă numiți? La Zeu Liliana. Ați vândut ceva astăzi? Da. Cine vine și cumpără, de exemplu, produse din lapte, brânzică, brânză dulce? Brânză dulce, deci am mulți ani de când fac piața, am crescut de mică la vaci și am făcut clienții mei din zona Vața. Vă știu, nu? Da. De exemplu, veniți în piață când este deschisă piața, o dată pe săptămână sau de două ori, nu? Deci o dată pe săptămână, când este piața. Și restul vindeți și de acasă? Da. Mai puțin de acasă. Pe vremuri venea, cum se spune, omul și avea fiecare sticlă lui de lapte, fiecare avea câte o sticlă de lapte când mulgeați vaca în ziua respectivă. Se mai practică? Mai sunt oameni care vor lapte proaspăt? Da. De exemplu, care cumul laptele de dimineață, că normal pe timp de vară nu se poate face lucra altcumva cu el. Deci lapte proaspăt, se simte că e laptele cald. Da, așa-l vor, îl fierbe, da, repede și îl deci, pun. Da, să fie laptele cât mai proaspăt, lapte călduț. Ce faceți din lapte? Spuneți, brânză dulce, faceți și brânză maturată, adică o lăsați la învechit? Nu, doar la comenzi. Deci noi zicem brânză sărată, care o folosesc la mămăligă și la plăcintă, cum se face în zona noastră. Brânza maturată, brânză dulce. Spuneați la un moment dat că există chiar și un regionalism pentru această brânză dulce. Să le amintim, să le reamintim, noi mai știm despre acest lucru de acum câțiva ani când am mai venit aici. Cum îi spuneți brânzei dulci aici? Noi îi spunem brânzei dulci aici sămătișa. De unde vine numele așa? V-ați întrebat vreodată? Deci, nu știu, din moș strămoș. Eu așa m-am deșteptat cu sămătișă. Așa. Și ați întrebat prima oară, ce e sămătișa aia? Uite, asta este sămătișa. Este o brânză dulce? Deci, o brânză dulce. Deci, când, cu ani în urmă, când eram eu mic copil, cum am zis, m-am deșteptat cu văcuțe și m-am deșteptat cu sămătișă. Deci, asta știam când mulți mă întrebau, când am venit prima dată la piață, eram mai cu ani în urmă. Deci dacă le spuneam sămătișă, nu știau ce e aia sămătișă, doar brânză dulce. Da, pentru că tot se vorbește și în ultima vreme toată lumea spune, haide să vedem producători mici cum sunteți și dumneavoastră, s-ar putea asocia să le fie un pic mai bine. V-ați pus vreodată întrebarea, v-ați gândit la o asociere, la o cooperativă, pe zonă și animală și vegetală, că nu trebuie să fie neapărat într-o cooperativă numai de un singur fel. Măcar așa, la un moment dat v-ați pus întrebarea, cum ar fi? Deci mi-am pus întrebarea cum ar fi. E o muncă foarte grea.
Deci e un lucru care nu este chiar plătit după câtă muncă este. Pentru că ori duminică, ori paște, ori serviciu nostru cu vaca, trebuie să ne ducem în graj la ele, că asta e. Da, e adevărat aici. De exemplu, dacă ați fi mai mulți crescători, care să luați laptele să faceți brânza mai multă, să aveți un spațiu de depozitare, să aveți, eu știu, un contract mai mare cu o anumită, nu știu, lanț de magazine mai mici, mai mari. Ei, ar fi bine, dacă ar fi un preț să fie cât-a bine și pentru noi, ca și crescători, ca și producători. De exemplu, dacă ați putea să vă ușurați munca, ce v-ați lua în primul rând? Aveți aparate de mulți? Da, pentru că noi am avut soțul, am avut și proiect pe vaci și în care ne-am tractor, aparat de mulți, deci mulgem. Bun, deci ați făcut? Da, am făcut. Deci v-ați ușurat munca? Ne-am ușurat munca câta. Și pentru că ne întoarcem la piață și la ziua asta în care vindeți aici, cine vine să cumpere? Vin numai cei din Vața sau mai sunt și oameni care vin din alte părți, din apropiere să cumpere? Da, deci vin din comună, că din ce în ce văcuțele sunt tot mai puține. Deci mai sunt văcuțe care suntem noi doar mici fermieri. În rest, o văcuță, una și niciuna. Pentru că tineretul în ziua de azi pleacă la oraș, nu-i place munca cu vaca, doar noi care mai am crescut cu vaci. Corect. Deci vă gândiți la un moment dat că s-ar putea copiii noastre să nu mai facă munca pe care o faceți? Deci nu pot să zic nici da, nici nu. Pentru că copiii mei s-au deșteptat cu văcuțe și le plac animalele, dar viața asta nu știi ce oferă pe parcurs, dacă vor să mai continue sau nu. Păi, vă ținem pomnii, spor la toate și să faceți sămătișe? Da, mulțumim! Bună! Bună! Foarte bună! Bună dimineața! Suntem în piața din Vața. Cu cine sunt de vorbă? Cu Betty Adriana. Aveți răsaduri de toate felurile aici. Faceți răsaduri și pentru dumneavoastră și pentru cei care doresc să-și pună în solar, nu? Da. Cam câte fire de răsat faceți? Vreo 20.000. Și de ce fel? Am văzut aveți ardei, aveți roșii, varză? Ardei, gras, capia, gogoșar, gogoșar iute, roșii, de toate soiurile, timpurii de toamnă. Lumea ce pune aici, de exemplu? Ce preferă să pună în solar mai repede? Roșii, castraveți? Roșii, castraveți și ardei. De cât timp faceți lucrul ăsta? De câțiva ani. Da, acasă, în familie, de exemplu, ați avut, întotdeauna ați avut grădină și de puse, nu? Da. Da. Bun. Și pentru că tot vorbim acum, soiurile astea pe care le spuneți acum, observați, de exemplu, că s-au schimbat din cauza vremii de afară și asta? Adică sunt mai rezistente, mai puțin rezistente sau cum sunt? Păi, totuși sunt rezistente că ne ocupăm. Deschidem și le închidem după timp. De exemplu, pentru că în zona se mai pun, spuneți că sunt încă solarii. Vin oamenii cum vând? Vin și în piață, vând și de acasă? Și de acasă. Vând eu foarte mult. În piață, de exemplu, cam ce fel de oameni vin? Adică sunt producători mici? Există în zonă care, de exemplu, folosesc răsadurile de la dumneavoastră? Sunt producători din zonă care folosesc răsadurile. Ce preferați? O roșie mare, o roșie mică? Tipuri de roșie, de exemplu, că toată lumea spune roșia trebuie să aibă gust. Da, roșia românească, cu gust. Mai există încă sămânță? Da. Bună dimineața! Să știți că la o brânză bună merge o ceapă și o ridiche bună. Cu cine sunt de vorbă? Cu Banciu, din Aștea. Puneți în solar lucrurile pe care le vedem da, aici. În solar, da. Și în solar și afară. Se mai face și afară, apropo, că era o discuție. În general nu prea se mai face grădina afară, e un pic mai expusă. Da, expus un pic, dar totul se face. Dacă e terenul bun și te ajută timpul. Asta e bai. În rest... Ce înseamnă te ajută timpul acum? Adică să nu fie multe ploi, inundații, prepăduri de astea, știți? Așa merge. Bun. Veniți în fiecare săptămână în piață? Da, în fiecare vineri la Vața, Brad, Halmaj, depinde cum putem. Și mai dăm și de acasă, că vin acasă mulți. Oamenii, de exemplu, dacă vin într-o piață, ce caută să cumpere în primul rând? E clar că legume în primul rând, nu? Legume, să fie totuși de la țară. Atâtea pesticide ca și la... Aveți grijă să nu le... Da, mai mult cu gunoi de graj. E bine. Dacă luăm și ne uităm, haide, da. Uite ce frumos arată.
o ridiche. Soiuri de astea bune, sunt niște soiuri de sora, le zice, totuși de astea olandeză. Sunt productive. Hibride, da, sunt foarte bune, fac bine. Bun. Și pentru că vorbim ceapă și ridichi, ce urmează după ce scoateți? După ce scoatem, plătem roșii, că mă ocup și cu răsaduri. Și atunci punem roșii, punem ardei, varză, de toate, înapoi iar, a doua tură. Am înțeles, numai cu asta vă ocupați sau mai aveți și serviciu? Mai avem, numai cu asta ne ocupăm. Și mai avem și în agricultură, adică de astea, porumb, grâu, de astea mai punem mai multe. Aveți și animale? Avem și animale, vaci, porci. Bine, deci un gospodar în toată regula. Mulțumim și spor. Sănătate, numai bine. Să știți că deja și eu și colegii mei am gustat deja din brânză, foarte bună, și vom vedea care este povestea acestei brânze. Bună ziua, cu cine stăm de vorbă? Bună ziua, cu fermierul uman Florian, din, născut în județul Alba, domiciliat în comuna Baia de Criș, acum sat Crăstău. Veniți aici în piață la Vața, vinerea mereu, nu? Da, fac piața la Vața, fac și în Țara Moților, Câmpenea, Brut, Baia de Arieș, că este marfă multă. Și venim vinerea aici, suntem satele vecine, ne cunoaștem. Cumpără oamenii, bine? Da, mai cumpără. Cumpără oamenii că știu că e un produs natural, știu că e o brânză sănătoasă. Deci, mulțumim lui Dumnezeu, oamenii sunt clienții noștri foarte fideli și ne bucurăm de ei și așteptăm întotdeauna cu mare drag. Dar pentru că vrem să aflăm și în spatele, e muncă multă la animale, clar. Da, este, dar când pui pasiune și dragoste într-o meserie, este cumva o joacă. Sunteți dintr-o familie de ciobani, nu? Da, deci am fost o familie mai săraci, am fost 4 frați, tata ne-a crescut cu o pere de boi, 50 de oi și 2 vaci, ne-a întreținut în școală. Fiecare și-a ales drumul lui, am 2 frați care au fost terminat facultatea, ăștia la 2 am optat pentru agricultura. V-ați împărțit așa, jumate-jumate? Păi da, sigur, sigur. Sigur. Câte oi aveți acum? Vreo 400. Am avut mai multe și din cauza personalului muncitor o trebuie să reducem numărul lor. Nu mai găsiți oricât le-ați oferit? Nu, nu. Deci oricât le-ai oferit și orice le-ai oferit și ăsta, să mulțumesc doar o lună de zile și după aia zice, păi m-aș duce nu știu ce. Deci chiar am căutat familii care să le ofer o casă, să le pot ajuta să le cumpăr o casă sau ceva. Ca să ăsta și nu vor pentru nimic în lume, mai bine stau pe un ajutor social, pe ăsta nu știu, tare... E complicat cu forța de muncă, mai ales în zona de zootehnie în ziua de astăzi. Da. Faceți brânză, câte feluri? Faceți și brânză proaspătă, acum, după Paște, acum ați început deja să faceți brânza proaspătă nouă. Parte din ei înainte de Paște la export, înainte de Paște cu vreo 2 săptămâni și... Clienții de pe zonă am servit în preajma sărbătorilor care... Corect. Brânză maturată faceți, nu? Ați avut brânză de anul trecut? Ați dat-o bine? Am avut pentru chiar numai pentru casă și pentru unele comenzi, restul s-a vândut proaspătă. Facem telemeau, facem caș, facem caș uscat, mai multe produse suntem, dar facem, da, acum doar azi telemeau. Sunteți membru într-o asociație? Da, sunt președinte de filială a crescătorilor de ovine pe zona Brad și fac parte din asociația Dacia. Domnule Andreșoi, nu? Da, Dacia Ovine, sunt la domnul Andreșoi. Bun. Faptul că, de exemplu, vă sfătuiți, aveți, chiar ați avut acum o lună și ceva un eveniment undeva acolo, la dânsul, după câte știu. Da, dar din câte astea nu ne-am putut prezenta, că vă dați seama munca și de multe ori și la ședințe când ăsta cu greu ne adunăm toți ca să putem lua unele decizii care și în favoarea noastră care suntem fermieri mai mari și a lui amici chiar care au... Da, trebuie și ei să trăiască. Sigur, sigur. Și da, de multe ori am rezolvat prin asociație probleme bune. Am fost și la meeting-uri la București, mi-au ascultat și domn ministri, acum nu se poate chiar cum am vrea noi că... Sigur că da, trebuie să fie undeva pe la mijloc, probabil. Da, și cumva
Ce, în cazul cel mai mare îl avem că nu ne protejează nimeni cu sălbăticiunile. Deci astea ne fac dezastru. Urși, lupi? Urși, lupi, șacal chiar. Șacale au apărut acum, am înțeles, foarte mult în zonă. Da, foarte mult. Și au apărut și urși chiar azi noapte, mi-au dat tercoale. Și, nu, câinii da, l-au fugărit. Să aveți grijă. L-au fugărit, dar ar trebui măcar să iau o măsură, să fac o gonă, să-i mai îndepărteze. E o discuție mare și mai nou, într-adevăr, se întâmplă și cu urșii care coboară în casele oamenilor și până alte zone. Asociație, pentru că tot vorbim. Deci, pentru că mulți spun, e bine să fii în asociație sau nu? Că acum ați păreri și păreri. Păi, e bine, dar să fie toată lumea corectă. Adică dacă statul ne sprijină cu ceva și ăsta, păi nu fiecare să tragă focusul ăla lui. Adică, bă, uite, de exemplu, în anul ăsta facem în zona cutare niște piețe de desfacere pentru produse sau un abator mobil, că unde să ne putem sacrifica și noi oile reformele toamna și ăsta. Reforme, da. Ăla ar fi chiar necesar. N-aveți un abator în zonă apropiat așa care să vă deservească? Nu, nu avem. Avem cineva care mai face produse din carne de oaie, dar în cantitate mică ia și ăla. Și deci dacă am avea un abator mobil să se implice și asociația un pic împreună cu domnul Andreșoiu și de la minister, care începând de prin... Un proiect pe un abator mobil va trebui, nu? Care da, să vă ajute. Da, sigur. Și ce mai este, mai drumuri ca să putem ajunge la stâne și noi mai ușor. Acolo sunt drumurile, e o problemă peste tot. Da, da. Haideți să revenim acum... Pe final, să spunem. Aici, astăzi, ce ați vândut aici? Deci... Telemea proaspătă de oaie și telemea mai veche, puțin, făcută acum în... Da. Ne dați un pic să gustăm acum, că dacă tot v-am spus. Așa, deci asta e brânză făcută de azi noapte. Da, brânză făcută. Aici. Făcută chiar de azi noapte. Aici avem făcut în urmă cu vreo 2-3 zile, restul ce am avut s-a terminat că se duce. Se cumpără brânza, da? Haideți să mă uit acum, știu că vă fac poftă și o să mă apropii. Uitați cum a dat o brânză adevărată, o brânză făcută cu dragoste, așa cum vă spunea și Baciu de lângă mine. Să aveți poftă și să consumați produse românești. Iată, e timpul să spunem celor care pun deja răsaduri de diferite feluri în solari. Să mai pun și afară, să rămâne bună dimineața? Da, da, noi afară punem doar. Și se mai fac? Uite, asta e o întrebare. Da. Încă se mai fac aici. Da. Deci în zona dumneavoastră nu e chiar atâta, eu știu, ploaie acide sau cu alte probleme. Ba, ui, dar le protejăm cum putem. Cu cine stăm de vorbă? Banciunelica. Bun. Cu asta vă ocupați sau aveți și serviciu pe lângă asta? Nu, doar cu asta mă ocup. Cu casa agricultură. Eu. Se poate trăi din agricultură? Nu. Nu bine sau... La... Bine, dacă nu e un salar sau o pensie... E o problemă, nu? Foarte mare. Faceți răsad. Ce mai aveți în afară? Că spuneți că aveți agricultură da, și vă ocupați. Punem cartofi, porumb, avem animale, porci, vaci, găini, pui. Cu produsele astea, de exemplu, v-ați gândit și veniți cu ele în piață, nu? Da, doar nu pentru noi. Punem mai mult și pentru piață, dar nu foarte mult. Pentru că e o marfă perisabilă. De exemplu... După ce începe să facă rod, adică să fie roșii, barză și așa mai departe, veniți cu ele în piață? Da, dar foarte greu trece, foarte greu merge. Ați auzit, de exemplu, de faptul că unii s-au asociat și există cooperative. Chiar dacă numele ne aduce aminte, de exemplu, de tristă amintire. Dar eu am trăit pe vremea aia. Tocmai de aceea. Într-o cooperativă, de exemplu, lucrurile pot fi mult mai ușor, adică nu vă mai ocupați dumneavoastră de partea de vânzare, de procesare, de depozitare. Faceți mai mult, aveți unde să puneți, nu o țineți undeva unde să poată să reziste. Ce spuneți de ideea asta? V-ați gândit vreodată la da, o cooperativă? Acolo doar mari producători. Noi ăștia mici care cultivăm 1.000-2.000 de fire, nu. Și dacă vă adunați mai mult, nu o să fiți ca un mare producător, dacă sunteți mai mulți? Nu știu dacă pe zona noastră... Vă puteți gândi la ideea asta? De exemplu, fiecare să aducă, nu să puneți roșii, alții pun ardei, alții pun casabei și atunci îi duceți toți la cooperativă, acolo îi depozitați, acolo îi sortați, acolo, de exemplu, unele dintre produsele puteți transforma în conserve și așa mai departe? Dar, ce credeți? Da, e adevărat, dar la firmele astea care adună, doar trebuie
un anumit calibru de roșii, de castravete, dacă îi strâmbă, dacă îi cârnă, nu merge. Corect, dar tocmai asta spun. Astea care sunt de la țară mai cresc și strâmb, pentru că nu sunt îmbunătățite. Corect, nu sunt anumiți hibrizi și alte lucruri. Dar revin și vă spun, puneți totul la un loc, care este bun merge la vânzare, ce nu e bun merge la conservă, aveți unde să le depozitați, nu vă mai gândiți și aveți și pe cineva care să vă vândă mai departe. Da, dar nu este. Nu este pe zonă. Adică nu vă puteți aduna atât de mulți? Nu știu dacă chiar s-ar aduna, știți. La țară omul e mai reticent în ceea ce privește treburile astea. Nu cred. E adevărat. Dar, de exemplu, dacă apare o cooperativă pe zonă și începe să vă spună ce ar putea să facă și să vă atragă, v-ați gândi? Da, da. Chiar ar fi o soluție, pentru că s-ar cultiva mai mult. Corect, da, adică ar apărea și alții mult mai mulți, da, să puteți să asigura? Da, sigur, sigur, cred că cam toată lumea care produce un surplus din ceea ce consumă l-ar valorifica, pentru că nu îl pui ca să-l arunci până la urmă. Și atunci ar veni un venit sigur și n-ai mai sta cu acum vând, acum vând. Da, pentru că acasă e lipsă de muncă. E o problemă, într-adevăr. Da, azi e sărbătoare la noi și de asta suntem aici. Iarba pe care cald mai la-la-la-la-la-la-la-la, știe cât mie de drag mai la-la-la-la-la-la. Și iarba pe care cald mai la-la-la-la-la-la-la-la, știe cât mie de drag mai la-la-la-la-la-la-la. Să umblu pe drum de piatră la-la-la-la-la-la, lângă mamă, lângă tată, la 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 la. Cât pe lume eu trăiesc, mai la 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 la, la părinți le mulțumesc, mai la 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 la. Cât pe lume eu trăiesc, mai la 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 la, la părinți le mulțumesc, mai la 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 la. Mi-e ușor și o duc bine, la 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 la, cât ei sunt pe lângă mine, la 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 la.